Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din aceste cărți, da? Ce ne vor spune acestea despre voi, despre voi cei care priviți la acest video, care sunteți integrați într-o relație de cuplu cu o anumită persoană în viețile dumneavoastră și vă doriți să aflați cât mai multe lucruri în legătură cu această conexiune, da, pe viitor. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure și voi vă doriți să știți când se va finaliza această situație din viața dumneavoastră de singurătate. Sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viețile dumneavoastră sau pur și simplu veți găsi pe altcineva. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Da, iată că prima carte în această etalare este doiul de săbii. Da? O carte interesantă, un doi, iată, cifra doi poate fi semnificativă pentru tine în această zi și, da, într-adevăr, cu această cifră se evidențiază o dată în plus că ideea de cuplu, da, este la înălțime în această zi, în această perioadă. Vă veți bucura de foarte multă prezență de spirit în conexiunea pe care o aveți cu persoana voastră. Da, o conexiune extraordinar de profundă în această perioadă pentru voi. Pe de o parte, pe de altă parte, văd că această persoană din viața dumneavoastră, iată, s-a simțit copleșit sau copleșită în ultima perioadă de, poate de anumite probleme din viața sa pe care a trebuit să le rezolve, poate de anumite situații, poate de alte persoane care au insistat ca această persoană să le ajute, da, și acest om din viața ta a trebuit să se încarce mereu din conexiunea cu tine, da, pentru a putea ajuta alte persoane. Dar văd că, iată, a sosit momentul și pentru el sau ea să să te pună pe tine pe primul loc în sfârșit și văd că în sfârșit această persoană este preocupată din ce în ce mai mult de nevoile tale, da, în această perioadă. Poți să te aștepți la asta sau poți să te aștepți mai puțin, dar adevărul este acesta, da, pentru că această persoană simte că a luat foarte mult de la tine din punct de vedere energetic, din punct de vedere emoțional în ultima perioadă, da, s-a folosit de aceste aspecte pentru a-și rezolva sieși situația sau pentru a se încărca pur și simplu și simte să dea ceva înapoi, da, în această conexiune, să îți ofere ție de această dată tot sprijinul său și toată atenția sa, da. Simte că măcar cu măcar cu împlinirea acestor nevoi pe care tu le ai în aceste momente, poate veni spre tine, da? Și se bucură foarte mult că poate să facă aceste lucruri pentru tine în această zi sau în această etapă care vine spre voi. Da, și următoarea carte, dragii mei, iată că este Valetul de Monede, o carte din nou foarte bună care îți promite, iată, o nouă oportunitate care se orientează spre tine. Da, poate fi șansa de a face ceva, văd ceva ce vă doriți să faceți de ceva vreme pentru persoana voastră, da? Văd că mulți dintre voi simțiți că această conexiune a voastră a avut de a avut de pierdut în ultima perioadă, da, din faptul că v-ați canalizat energia spre alte proiecte din viața voastră, da? Și acum vreți să vă canalizați din nou atenția și toată energia voastră, tot focusul asupra relației cu persoana voastră, da? Pentru că simțiți că adevărul vieții dumneavoastră se focalizează pe această relație, da? Se orientează spre acest legământ pe care îl aveți și pe care l-ați făcut odinioară cu această persoană. Da, vă doriți într-adevăr să meargă totul ca pe roate între voi și văd că vă veți orienta din ce în ce mai mult spre a realiza acest lucru. Da?
o nouă oportunitate se poate trezi în viața dumneavoastră, da? Poate fi o oportunitate spre un nou job, spre o nouă carieră, spre o nouă activitate pe care o puteți iniția în viețile dumneavoastră și care vă poate aduce foarte multă împlinire. Împlinire și financiară, dar și sufletește vorbind. Iar pe de altă parte, da, într-adevăr, vorbim despre această oportunitate a partenerului tău sau a partenerei tale de a face ca totul să conteze pentru voi în această conexiune, da, în această perioadă. Văd că veți dori să vă detașați puțin de lumea înconjurătoare pentru a rămâne mai mult în energia conexiunii voastre. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta este 4 de pentagrame, dragilor, o altă carte care are legătură cu zodiile de pământ, da? Taur, Fecioară și Capricorn. Bineînțeles că am avut și zodii de aer în această etalare. Doiul de spade vorbește despre aceste zodii de aer. Dar important este cu acest 4 de pentagrame, iată că simți într-adevăr că ești stăpânul vieții tale în aceste momente, da? Simți că această persoană din viața ta te împlinește cu adevărat, da? Și iată, prin atenția pe care ți-o dovedește în această perioadă, da? Te face să te simți nu doar fericit sau fericită, dar cu adevărat recunoscător sau recunoscătoare pentru faptul că ai cunoscut această persoană și pentru că el sau ea, iată, persistă alături de tine și te face din ce în ce mai fericit sau fericită. Da, este o conexiune aceasta alături de această persoană, o conexiune la care îți vine cu greu să renunți, da? Cum să zic, pe parcursul zilei, indiferent ce ai avea de făcut, da, văd că gândul la această persoană te întărește și te face să dobândești și mai multă putere în moment ce îți parcurgi responsabilitățile sau sarcinile tale zilnice, da? Hai să vedem încă o carte, dragilor. O carte din oracol. Da, iată că vine acest răspuns pe care îl poți primi astăzi, care îți transmite un adevăr și anume că ceva nu se poate îndeplini pentru tine astăzi. Este clar că cineva se poate dovedi a fi rănit sau rănită în viața ta, da? Cineva evită o conversație sau un telefon sau o persoană, poate tu eviți această persoană în aceste momente, poate că stabiliți noi limite în conexiunea pe care o aveți, este cineva, o persoană, ori dumneavoastră, ori partenerul sau partenera, încă supărat sau supărată pentru o anumită situație care s-a desfășurat în viețile dumneavoastră. Da, dar oricum văd că este un răspuns pe care l-ați așteptat astăzi și care nu a venit și nici nu va veni, sau îndeplinirea unui aspect pe care voi l-ați dorit foarte mult în viețile voastre și care, iată, întârzie. Se pare că e ceva ce nu trebuie și nu vrea să se împlinească pentru voi în această perioadă. Probabil că așa este mai bine, pentru binele vostru suprem. Hai să vedem încă o carte, cardul cu numărul 28. Din oracolul viziunilor spirituale, care îmi vorbește despre un anumit contact, despre a ajunge legături spirituale și conexiunile pe care le puteți avea în această perioadă. În această viață suntem spirit și carne. Când uităm că suntem ambele, putem suferi inutil. Această carte poate indica necesitatea de a aloca timp pentru meditație și de a ne conecta cu sinele nostru suprem. Aceasta ne va permite apoi să vedem mai clar aspectul spiritual al celorlalți și să ne conectăm mai ușor la ei. Un tânăr stă în picioare, având o stare contemplativă. Masca din fața lui indică faptul că el și-a transcends rolul său obișnuit în viață,
O flacără lângă mască semnifică veșnicia naturii noastre și ne reamintește că tot ceea ce vedem în acest decor pământesc nu este mai mult decât o mască. În mâna sa dreaptă el ține un clopot de sticlă care conține figura unei femei. Ea poate fi ghidul său spiritual sau o iubire dintr-o viață anterioară. Ea întinde mâna spre el cu multă iubire și tandrețe. În mâna sa stângă el ține două bastoane care indică dualitatea naturii umane. Ele ar putea de asemenea să indice că el are o voință mai mult decât suficientă pentru a avansa în viață. Da, dragii mei, dragele mele, iată că despre un contact important pentru tine, despre anumite conexiuni pe care le poți avea sau spre care poți tinde în această zi, conexiuni care te vor face să ai o nouă înțelegere asupra vieții tale sau să rezolvi anumite probleme din viața ta, da, în mod concret. Hai să vedem încă o carte, de fapt încă trei cărți pe care le voi extrage. Da, iată că o carte care n-a mai căzut de ceva timp vine să se manifeste în această etalare, este Roata Norocului alături de acest Doi de Spade. Și da, spuneam că într-adevăr această persoană la care tu te gândești, această persoană care se află în momentele acestea în viața ta, te pune pe primul loc, da, spuneam de la începutul acestei etalări. Într-adevăr, această persoană este preocupată de binele tău suprem, de fericirea ta în aceste momente și asta pentru că și el sau ea se poate adăpa din fericirea ta, da? Pentru el sau ea, faptul că te vede pe tine fericit sau fericită îl poate sau o poate încărca foarte mult. Și da, într-adevăr, văd că urmează o perioadă foarte fericită pentru voi, o perioadă deschisă oportunităților, da, o perioadă în care șansa va fi de partea voastră. Iată această roată a norocului, roata destinului vine să se orienteze spre voi, da, se oprește în dreptul vostru pentru a vă oferi toate șansele de care aveți nevoie în această etapă, șanse de a crește, șanse de a vă dezvolta, șanse de a privi viața dintr-o perspectivă care vă apropie din ce în ce mai mult de adevărul vostru. Da? Este cardul cu numărul 10, dragilor. Poate acest număr va fi semnificativ pentru voi în această zi. Da, se poate împlini ceva pentru voi în această perioadă. Da? Poate că ați ajuns la sfârșitul unei situații dificile, care s-a dovedit a fi dificilă pentru voi sau într-adevăr sunteți foarte fericiți alături de persoana pe care o aveți acum în viața dumneavoastră. Da? Văd că petreceți momente de neuitat alături de acesta sau de aceasta. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici șaptele de săbii alături de valetul de monede. Spuneam mai devreme că o nouă oportunitate se apropie de voi și această nouă oportunitate va vorbi despre șansa care vi s-a mai oferit și cu altă ocazie, da? Dar pe care fie n-ați văzut-o, fie pur și simplu n-ați luat-o în seamă. Însă această oportunitate, iată că reînvie în viața dumneavoastră acum și văd că indiferent de lucrurile care se întâmplă în exteriorul vostru, da, indiferent de reacțiile pe care persoanele din jurul vostru le pot avea la situațiile cu care vă confruntați dumneavoastră, da, voi reușiți oarecum să mergeți înainte, reușiți să vă fofilați, ca să zic așa, prin tot felul de probleme, prin tot felul de vorbe mai răutăcioase sau mai neprielnice vouă și accedeți la această șansă care vi se oferă de către Univers. Da? Mare atenție în această perioadă la o persoană
din jurul vostru care, într-adevăr, poate avea o influență negativă asupra voastră, da? Poate fi și un prieten sau o prietenă care pur și simplu vă influențează negativ cu modul său de a gândi, da? Poate că această persoană este foarte pesimistă și prin pesimismul tău său nu face altceva decât să vă doboare, da? Dacă puteți, evitați această persoană în perioada următoare. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici șaptele de cupe alături de patru de pentagrame. Într-adevăr, văd că pentru persoana aceasta din viața ta, tu reprezinți totul în aceste momente, da? Și văd că ține foarte mult la conexiunea cu tine, nu vrea să te piardă, da? Când te-a ales această persoană, a știut foarte bine ce alege, da? Și acum este foarte fericit sau fericită de alegerea pe care a făcut-o. La un moment dat, văd că persoana ta cea dragă a ales să își dea masca jos, da? Tocmai pentru a deveni mai intim din punct de vedere emoțional cu tine sau mai intimă, da? Chiar dacă în acest fel poate a devenit mai mult decât vulnerabil sau vulnerabilă în fața ta. Nu s-a temut de acest lucru pentru că știa că îi va aduce apropierea ta. Acestea fiind spuse, hai să vedem și următoarea carte. Da, să știi că ești în siguranță, dragul meu sau draga mea, dacă iubești în această perioadă, deschide-ți inima să primești și să oferi cea mai mare energie dintre toate, pentru că, da, într-adevăr, această energie, energia iubirii, este o energie divină menită nouă aici pe pământ să ne încarce sufletele și să ne facă să devenim din ce în ce mai buni. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!